Ministrul Educației Ligia Deca a dat o veste îmbucurătoare pentru elevii din categoriile defavorizate. S-a majorat suma alocată pentru pachetele de rechizite școlare, astfel încât la fiecare început de an, toți elevii identificați în situații de risc de abandon școlar vor avea parte de tot ce este necesar pentru procesul de învățare. Majorarea sumei alocate pentru pachetele de rechizite școlare este doar una dintre măsurile planului prin care se încearcă combaterea abandonului școlar prin asigurarea condițiilor astfel încât toți elevii să aibă parte de educația de calitate pe care o merită, a scris ministrul Ligia Deca pe Facebook. Așadar, începând cu anul școlar 2023-2024, valoarea pachetelor de rechizite a fost majorată la 65 de lei per pachet per elev din învățământul primar de la 25 de lei și de la 35 de lei la 75 de lei pachetul pentru un elev din învățământul gimnazial.